Coco și aventurile lui la malul apei. Salut, astăzi la clan cu prietenul meu Adi. Și ce să credeți? Și ce să vedeți? Au ce veni aici? Uite pe Gionu, nene. Gionu. A ficat. E din Gionulețu. Hă? Frumos, nu? Cu prietenul meu Adi. Adi de mai la deal. Să tot avem. Revenim. Greu de a veni, asta e, sunt cu prietenul meu Adi, la un alt loc. Mai veni unul așa mic, tot ziceați pe YouTube că nu facem eliberare. Facem eliberare, dar nu la toți, la genul ăsta îi dăm drumul, normal că îi dăm drumul. Ia ține Adi, adică ține așa Adi, așa, atât, ia ține, vadă lumea că facem și eliberare. Ca nu o să păstrez de asta. Da? Pune către apa, Adi. S-a dus. Și facem și elibere, dar nu la toți. Asta e, revenim. Uite, domne, și prietenul meu, Adi, prinsă unul. Uite aici, așa, la ciota asta. Frumos. Ei, ăsta e un pic mai mare, nu putem să-i facem eliberare, că avem alții braconieri care fac prinsuri mult mai grave decât așa ceva. Bravo, Adi, să tot avem. Revenim. Mai multe încercări. Veni unul. E grad rău. Aici e o prietenul meu, Adi. La un loc așa. Cam așa arată. Nu prea a vrut să mănânce azi. Ei mănâncă destul în apă, în graș. Asta e, revenim. A, și mai veni un om cu mine și l-au pe Gionu la locul cu purcei. O să-l vedeți la sfârșit pe Gion. Coco și Revenim. aventurile lui la malul apei.